Polițiștii hunedoreni au aplicat numai puțin de 365 de sancțiuni contravenționale într-o singură săptămână pentru nerespectarea regulilor de circulație rutieră pe drumurile publice, dintre care aproximativ 260 pentru depășirea vitezei legale. De asemenea, aproape pe 50 de pietoni au fost sancționați pentru că au traversat strada neregulamentar. Amenzi au fost date și unor șoferi care au consumat băuturi alcoolice înainte să urce la volan. Activitățile de control ale polițiștilor rutieri au vizat în principal prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de evenimente rutiere. Aici amintim în special viteza neadaptată la condițiile de drum sau viteza excesivă, dar și combaterea comportamentului agresiv al unor conducători de autovehicule în trafic, ori depistarea și sancționarea celor aflați sub influența băuturilor alcoolice sau unor substanțe psihoactive. În cadrul activităților de control, polițiștii au aplicat peste 365 de sancțiuni contra pentru nerespectarea diferitelor prevederi privind legislația rutieră, în special pentru depășirea limitei legale de viteză, dar și pentru alte abateri, precum traversarea neregulamentară a străzii de către pietoni.